Binez. În această seară, cu toții i-am ascultat atâtea cântări frumoase care s-au cântat pentru slava numele lui Dumnezeu, ne mândrie inima și cântare, dar cel care ne hrănește este cuvântul lui Dumnezeu, scris în numele Lui. Este hrana pentru omul lăuntric. Amin? Amin, amin. Și-aș dori ca în această seara zilei să mă împărtășesc de ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Place să cred că vă place cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și cred că fiecare dintre noi am venit aici și am spus, Doamne, vorbește-ne Tu ceea ce pe vei să vorbești. Amin? Amin. Am spus, Doamne, ce să spun poporului Tău? Și am deschis Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 23. Și-am dorit să ne ridicăm în picioare, pentru că vreau să dau cinste cuvântul lui Dumnezeu, pentru că însuși cuvântul este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Amin! Și haideți să ne uităm aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aici vorbește Domnul Iisus Hristos. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Amin. Amin. Să reocupați locul. Când ne uităm în cuvântul acesta, care l-a spus Domnul Iisus Hristos, poate că ni se pare un cuvânt foarte ușor. Știind că toți, fiecare dintre noi, când ne-am întors la Domnul Iisus Hristos, am făcut botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și am zis că gata, suntem pocăiți, suntem mântuiți. Amin! Suntem mântuiți prin credința numele Lui Iisus Hristos, dar nu este de ajuns. Să nu credem că ne-am pocăit și ne-am botezat în apă, așa după cum am spus, și am rămas cu doar atâta. Pocăința, cu adevărat, vreau să vă spun, scumpii mei frați și surori, este un proces continuu. Amin. Adică, trebuie să ne pocăim toată viața noastră. Așa ne învață cuvântul Sfintelor Scripturii. Pentru că Domnul Iisus Hristos a zis tuturor acelora care veneau după El, dacă voiește cineva să vină după mine, adică, eu nu te oblig să mă urmezi. Nu te silesc să mă urmezi. Tu, din dragoste și nebună voie, dacă vrei să vii după mine, trebuie să-ți iei crucea în fiecare zi și să mă urmezi, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă a urma pe Domnul Iisus Hristos? În primul rând, a urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă lepădare de sine. Amin? Amin. Înseamnă ce a zis spune Apostolul Petru la 1 Petru capitolul 2 versetul 1 și versetul 2. Dacă se poate afișa, să citim acest cuvânt. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 2, 1 Petru, capitolul 2, versetul 1 și versetul 2. Uitați-vă, fiți atenți, copiii mei, frați și surori. Pentru că, cum am spus, pocăința este un proces continuu și dacă ne-am pocăit, înseamnă că trebuie să urmăm pe Domnul Iisus Hristos, nu așa cum vrem noi, ci cum vrea El, amin? Amin. Uitați-vă, lipădat la orice răutate. Atenție! Orice vicleșug, orice fel de prepucătorie, de pismă și de clevetire. Și mai departe, la secretare. Și ca niște prunci.
curând să ne dezlame de duhovnice și curată, pentru ca prin el să trece spre mântuire împodobească de gloria pe Dumnezeu. Amin? Amen. Înseamnă că când odată am zis că urmăm pe Domnul Iisus Hristos, am lepădat răutatea și am înlocuit-o cu bunătatea, că bunătatea vine din Dumnezeu și unul singur este bun, zicea Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, amin? Amen. Este una din roadele Duhului Sfânt, din podobiască gloria pe Dumnezeu, amin? Amen. Și-a dorit ca această bunătate a lui Dumnezeu să rămână în noi. Amen. Și orice răutate, orice fel de clevetire, orice fel de vicleșug, de lucruri firești și pământești, să le lepădăm de la noi. Ajută-ne, și să căutăm să trăim după voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Știu că pe pământul acesta avem de luptat. Pentru că n-avem de luptat împotriva oamenilor, a cărui și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, duhurile răutății care locuiesc în locurile cerești. Și pentru aceasta, noi, prin copiii lui Dumnezeu, trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu, că sunt șase, și să avem din sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, amin? Avem din noi cuvântul lui Dumnezeu, știm să trăim după voia lui Dumnezeu. Avem din noi cuvântul lui Dumnezeu, îl avem pe Hristos în noi. Avem din noi cuvântul lui Dumnezeu, nu ne lasă să păcătuim, ci trăim conform cuvântului Domnului Iisus Hristos. În dragoste, în adevăr, în bunătate, în pace de bine și toate celelalte care vin din Dumnezeu, slăviți să fie numele Lui. Ne-am lepădat de eul nostru, de mândria noastră, de orgoliul nostru, de numele nostru, de a fi cineva, nu mai suntem noi. Hristos e totul în noi, slăviți să fie numele Lui. Numai dacă lăsăm pe El ca să lucrează în noi, și numai dacă lăsăm pe El ca să rămână în noi, putem să facem lucrul acesta. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci desigur că trebuie să trăim dumnezeiești, amin? Minciuna nu trebuie să mai o avem în gura noastră. Lăcomia, lucrurile din lumea aceasta care ne desparte de Dumnezeu, nu trebuie să ne mai sfârșim, ci trebuie să trăim în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că omul firesc trăiește după nevrul firii pământești și caută să-ți găsească plăcerea în ele. Iar omul duhovnicesc caută să trăiască după nevrul Duhului Sfânt. Amin? Amin. Că firea pământească, conform Galateni 5, de la 13 la 21, uitați-vă să vedeți lucrurile acestea, ne îndeamnă numai la răutate. Și noi nu mai suntem firești și pământești. Suntem duhovnicești, amin? Dacă avem nașterea din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, dacă putem să trăim tot în omul cel vechi, și în faptele firii pământești, nu vă moșteri împărăția lui Hristos. Slăviți-vă pe numele Lui. Dacă încă mai urăm și vorbim și vorbim pe brațe de rău și clevetim, nu putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Hristos era sfânt, fără pată și fără sfârșitură, slăviți-vă pe numele Lui. Și așa trebuie să fim noi. În Împărăția lui Dumnezeu, ușa este Hristos, să fie pe numele Lui și trebuie să intrăm prin El. Și nimic închinat sau spurcat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim după voia
Dumnezeu și vrem să ne luăm cărucea, să ne luăm pe Domnul Iisus Hristos, atunci trebuie să iubim cu adevărat. Să iubim pe frații noștri și să iubim biserica. Amin? Amin. Pentru că suntem mădulare trupului Hristos. Suntem, cum se spune, ostii noastre Lui și carne din carnea Lui. Suntem născuți din Dumnezeu, suntem firii dumnezeiască, slăviți-vă prin numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dacă suntem al lui Dumnezeu, de ce să ne mai temem? Poate să vină în lumea aceasta orice va veni. Noi suntem în Hristos, slăviți-vă prin numele Lui. Înseamnă că suntem răstăchiriți împreună cu Hristos. Amin. Am răstăchit fia pământiască, euul nostru, mândria noastră, orgoliul nostru. Nu mai vrem cum vrem noi, ci cum vrea Hristos să fie în numele Lui. Amin. Și cum vrea Hristos să trăim? În primul rând, în adevăr. Dacă nu trăim în adevăr, pentru că El este adevărul slăvit să fie numele Lui, nu suntem în El, nu suntem născuți din adevăr. Dar dacă trăim în adevăr, cu siguranță că atunci El este noi. Și mai mult trebuie să trăim în dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste slăvit să fie numele Lui. Dacă căutăm să curtim sau să vorbim de rău, credeți că îi place lui Dumnezeu lucrul acesta? Nici de cum, scumpile frați și surori. Că spune cuvântul lui Dumnezeu că noi ne-am dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și ne-am îmbrăcat de omul cel nou. Adică în Hristos trebuie să fie numele Lui. Amin? Și dacă suntem îmbrăcați în Hristos, suntem o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Amin? Amin. Cele vechi s-au dus. S-au făcut toate noi în Hristos, împodobească în noi. Colosem 3 cu 10. Și la Matei, capitolul 3 cu 27, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci pentru Hristos s-au botezat, în Hristos și-au și îmbrăcat să fiți în numele Lui. Nu trebuie să mai putem grijă de firea pământească ca să-i trezim poftele, ci trebuie să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu și să trăim în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că trăim în vremurile acestea, uitați ce se întâmplă în lumea aceasta. Războaie, vești de războaie, cutremure, inundații, boli, pe toată fața pământului. Nu știi ce va duce ziua de mâine. Și dacă nu suntem cu adevărat pocăiți copii ai lui Dumnezeu, care se caute să împlinească legile și poruncile lui Dumnezeu, nu vom putea să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Când odată ne-am lepădat de firea pământească și urmăm pe Domnul Iisus Hristos, înseamnă că suntem oameni care ne-au zidit casa pe sprincă. Și de acolo nimeni nu ne poate dobori, nimeni nu ne poate demola, pentru că suntem zidiți în Hristos, împodobească gloria. Și biruința este numai în numele lui Iisus Hristos. Amin? Amin. Și dacă suntem în Hristos, El vine în ajutorul nostru stăvit să fie numele Lui. Dar orice om firesc care s-a zidit casa pe nisip și n-ar pleca ce face de la început, când va veni banul, o va demula, o va dărâma. Și prăbușirea lui va fi mare, se va auzi până la margine pământului. Un om firesc este ca cele 5 picioare neînțelepte, care când au plecat la drum, nu s-au gândit că trebuie să-și ia și rezervă, unii în cartele. Și-a urmat să facă la plânsul și strâșina dinților. Cele înțelepte, omul duhovnicesc caută
să strângă un inim candelă. Caută să strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima lui și să-l aibă în el. Dilber și ușlăviță prin numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă avem în noi cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să păcătuim. Pentru că Duhul Sfânt care este în noi, ne aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Slăviți din numele Domnului Iisus Hristos. Nu spune să aminte de bani. Amin! Amin! Domnul să mă binecuvinteze. Dar dacă ești dumneavoastră care mi-a dus în roadă, să ai fost întrebarea ce se întâmplă cu tine? Vine bine. Mlădița uscată care n-a duce roadă va fi tăiată. Și auziți? Aruncat în foc. Foc care nu se stinge. Foc veșnic. Mlădița roditoare care este în Hristos, care ține cinci picioare înțelepte. Vienul o curățește ca să ducă și mai multe roadă. Să ne bogățim pe pământul acesta? Să ne strângem coroane pe pământul acesta? Unde le mănâncă molia și rucina, unde le sapă și le vâră voții? Sau a zis, strângeți-vă coroane sus în ceruri! Unde voții nu le sapă, nici nu le vâră, unde nu rucine și nu mutrezesc! Unde este inima voastră? Acolo este și coroana voastră. Dacă vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne vedem Domnul din lumea aceasta și dacă ne-a binecuvântat Dumnezeu, să ne vințăm de numele Lui, dar să nu ținem la ele, să nu! Ne pace din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, idolul nostru, Dumnezeul nostru, dar și Dumnezeu bogat. Știți ce a făcut tânărul acesta? A vrut să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, dar nu s-a lepădat de sine. De mândria lui, de orgolul lui, de numele lui, de bani, de averea lui. Nu, că le-a iubit foarte mult, dar a vrut să fie mântuit, să intre în împărăția lui Dumnezeu cu tot ce avea el. S-a dus la Domnul Iisus Hristos și a zis, Învățătorule, ce să fac ca să am viață veșnică? Vin de tot ce ai, de la săraci, în partea săracilor! Vino, urmează-mă și vei avea o comoară sus în ceruri! Oh! Lucrul ăsta e prea de tot. Am atâtea bogății, am atâtea averi pe pământul acesta, nu pot să mă despart de el. Dar Domnul Iisus Hristos, stăviți-mi mie numele Lui, tocmai lucrul acesta nu se despartă de idolul Lui. Și orice om, fie că e bogat, fie că e sărac, are un idol. Și Domnul Iisus Hristos vrea să te despartă de el. Amin! Că idolul aduce multă roadă. Amin? Amin? Noi nu putem să aducem roadă de la noi. Dacă vrem să facem tot de noi, dacă în
că Hristos este în noi. Știți de unde știm? Atunci când vedem că cu adevărat iubim, o dragoste dumnezeiască, atunci când vedem că cu adevărat trăim cuvântul lui Dumnezeu, atunci când vedem că cu adevărat facem roade vrednice de pocăința noastră, atunci când vedem că cu adevărat El lucrează în viața noastră și în familia noastră, amin? Ca să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să las pe El stăpân în viața ta. Amin? Amin. Trebuie să-i spui, Doamne Iisuse Hristoase, eu nu sunt stăpân pe viața mea, pe mine însumi. Tu ești stăpânul meu. Tu ești Dumnezeul meu. Știi ce, Iisuse? Condu-mi Tu mintea mea. Condu-mi Tu ochii mei și gura mea. Fii Tu stăpânul vieții mele. Ia-ți locul Tău de cinste din inima mea și din viața mea. Amin? De ce? Noi suntem templul ale Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în noi.